vârstă de 44 de ani, Lilioara Grămadă a ajuns miercurea trecută în comă la Spitalul de Neurochirurgie din Iași. Din păcate, medicii nu au reușit să o salveze și după 8 zile de suferință, șeful arbitrilor suceveni s-a stins în secția de reanimare a Spitalului Iașan. Lilioara Grămadă a jucat fotbal la echipa de fete Zimbru Suceava, iar după ce formația s-a desființat din lipsă de fonduri, s-a apucat de arbitraj. Ca arbitru asistent a ajuns până în Liga a doua. Din luna mai anului 2009, Lilioara Grămadă a preluat președinția Comisiei Județene de Arbitri. Funcția devenise vacantă în urma unui alt tragic eveniment, fostul președinte Gheorghe Ștefanovici pierzându-și viața într-un accident de circulație. A fost o colegă deosebită, o adevărată profesionistă și s-a făcut înțeleasă și iubită de toată lumea cu care a intrat în contact, inclusiv arbitrii care au avut subordinii și în mod special președinții de cluburi, deci nu au avut discuția cu absolut cu nimeni. Iar eu de 10 ani de când lucrez cu ea n-am avut niciodată o discuție contradictorie, totdeauna au căutat să găsească calea cea mai bună, cea mai dreaptă și era oricând cu o vorbă din bărbătare și o colegă deosebită. Este o pierdere neestimabilă. Înmormântarea va avea loc marți în localitatea Stroiești.